Bună ziua, dragilor! Astăzi o ce veste minunată, la caval în la cu 5 găuri. Ca particularitate vom avea nota re, care nu este nici 3 găuri descoperite, nici 2, ci 2 jumătate. Da? Să vedem diferența. Exersați până vă iese. Începem cu 0 la toate găurile acoperite, da? Și la caval în la cu 6 găuri, începem tot cu la, da? Toate găurile acoperite. Mulțumesc și acum vom trece la fluiere. Și acum la recorder. Voi cânta în 3 tonalități. Recorderul este ușor pentru că este în do major și după notația mea eu fac toate tutorialele, partitura scrisă în do major. Da? Deci e simplu. Notele naturale, se ridică degetele în ordine și asta este gama do major. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Si bemol și un fa diez. Da, astea sunt notele uzuale la melodiile mele. Începem cu un do. Notă mai sus, începem cu re și vom avea fa diez, da? A treia notație, vom începe cu sol. Acum trecem la fluierile românești. Ca specificație, tutorialele mele sunt scrise în do major pentru că, veți vedea în prezentare, este mult mai ușor de urmărit pe partitură. Degetele se pun la fel, melodia este un pic mai sus sau un pic mai jos în funcție de fluier. Acesta este un fluier în do major, sună la fel ca recorderul. Începem cu do. Thank you.
digitația sau modalitatea cum se pun degetele pe fluier se pun la fel și pentru un fluier în do major și pentru re major și pentru sol major, da? Diferența este doar de tonalitatea cântecului. Explicitare, aceeași melodie pe un la un fluier în la major. Se aude un pic mai jos și degetele se pun la fel. Notele pe portativ scrise în do major sunt următoarele. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, se suflă un pic mai tare. Da? Și la fel, a doua gamă, degetele aproape la fel. Si bemol și fa diez. Da? Ok. Și voi cânta aceeași melodie pe cele trei transpoziții. Melodia cu un ton mai sus, începem cu re și vom avea fa diez. Notație, începem cu sol, note naturale. Urmăriți și prezentarea cu animație. Mulțumesc și sărbători fericite!